Doamnelor și domnilor, bun găsit la întâlnirea cu emisiunea Azi în Gorj la Târgu Jiu TV. Iată că apar și oameni noi în politica gorjeană, în politica din municipiul Târgu Jiu, iar noi la această televiziune Târgu Jiu TV încercăm să vi prezentăm pentru a fi, eu știu, cu temele făcute în ziua importantă din România, 9 iunie 2024, ziua alegerilor locale și a alegerilor europarlamentare. În această seară vă propun să-l cunoașteți pe domnul Cosmin Țârvuloiu, membru în cadrul Partidului Național Liberal, filiala Gorj. Bună seara, bine ați venit la Târgu Jiu TV, la emisiunea Azi în Gorj. Salut, mine, mulțumesc pentru invitație. Sunteți un om nou în politică, domnule Cosmin Țârvuloiu. Am înțeles că activați doar de câteva luni, ne veți spune dumneavoastră exact de când. Aveți și o profesie, zic eu, utilă societății actuale și vom afla după aceea dacă ați întâmpinat anumite dificultăți în exercitarea acesteia și poate în felul acesta a fost un motiv suficient și necesar să intrați în politică, domnule Cosmin Țârvuloiu. Așadar, ce profesie aveți și de când ați intrat în politică? Da, mulțumesc frumos pentru introducere. Este adevărat, sunt nou în politică, de anul trecut, din luna iulie. De profesie, am o profesie liberală, cum aș putea avea decât liberală. Sunt inginer topograf și am fac o activitate de prestator de serviciu cadastral și topografic. Am o firmă de cadastru și topografie. Deci aveți o bună orientare în teren. Absolut. Ceea ce este foarte, foarte important. Să vedem dacă aveți o bună orientare și în politică. De ce ați ales Partidul Național Liberal și cum ați făcut acest pas să fiți membru al unui partid până acum câteva luni, nefiind atras de acest plan politic al societății? Da, este adevărat. Convingerile mele au fost în permanent liberale, așa cum toți cei care sunt implicați în mai mult sau mai puțin în activitatea politică sau ca și simpli privitori sau ca electorat, am urmărit îndeaproape tot ce s-a întâmplat pe șichierul politic și ce m-a convins să fac pasul acesta a fost acel declic care am zis, mai de ce nu pot să fac și eu să schimb lucruri sau să contribui la bunăstarea comunității. În sensul că am primit o educație, trebuie să redau și eu comunității ceva. Într-o mică măsură, poate că e firesc să nu se că nu se pot munta munții, însă prin contribuția fiecăruia, fie el un om politic, fie el un simplu cetățean, dacă reușește să contribuie cu ceva bun în comunitate, să redea comunității prin ce a primit el în schimb, se pot munta și munții. N-a fost nicio persoană care, eu știu, v-a făcut o invitație în partid? A fost opțiunea doar a dumneavoastră? După cum am spus, aveam orientări liberale, însă și meseria este o meserie liberală. Dar n-ați avut, zicem, curajul suficient să faceți pasul mai de mult? Până la urmă a fost și convingerea faptului că am găsit o echipă aici, voiam să ajung. Am găsit o echipă care avem aceleași deziderate, avem în persoana lui Iulian Popescu, da? Și în persoana domnului Ion Iordache. Sunt oameni cu care m-am putut așeza la masă și am văzut faptul că noi gândim la fel. Și ne dorim toți și nu numai dumnealor și membrii echipei de la județ și membrii echipei de la municipiu, sunt oarecum unii dintre ei sunt noi, alții sunt mai vechi, dar se creează așa un melaj foarte, foarte solid. Ați găsit această echipă și de ceva vreme chiar bateți Târgu Jiul la pas. Până a afla ce probleme ați aflat rostite de cetățenii pe care i-ați intervievat, aș dori să vă întreb dacă în exercitarea profesiei dumneavoastră
ați întâmpinat anumite dificultăți și poate că le-ați vedea rezolvarea doar intrând în politică sau activând în politică prin cei care vor fi aleși în viitor în anumite puncte sau locuri de unde se poate face ceva. Că știi, nu toți membrii într-un partid pot să schimbe ceva, dar cei care sunt aleși, care ajung în forul decizionale, chiar pot să facă ceva în acest sens. Da. Revenind la începutul întrebării noastre, dacă mă izbesc de ceva anume în activitatea mea. Și cu dumneavoastră, colegii dumneavoastră, cu siguranță sunt foarte mulți ingineri cadastrali și discutați. Poate și un cadru legal care să vă ajute mai mult să lucrurile se mai schimbă și în domeniul dumneavoastră. Absolut. Să vă răspund la întrebare, având profesie de inginer topograf, automat sunt mai multe aspecte ce pot contribui la o bună desfășurare sau la o proastă desfășurare a activității. În profesia de inginer topograf avem strânsă legătură cu tot ce înseamnă, ceea ce înseamnă și urbanismul. Este o mare problemă la noi. Știm bine și am spus-o în nenumărate rânduri că o mare problemă a municipiului Târgu Jiu este lipsa planului urbanistic general. Lipsa PUG-ului, așa cum știe toată lumea pe scurt. Acest plan urbanistic general este expirat. El a fost făcut în 1998 și aprobat în 1998 și cu valabilitate 10 ani, după care s-a prelungit la prelungire și am ajuns în situația anului 2024 să nu avem și nici măcar să nu avem un orizont de timp în care să putem spune că l-am putea avea. Așa este, domnule Cosmin Țărvuloiu. Am aflat că în data de 30 octombrie 2023, printr-o hotărâre a Consiliului Local Târgu Jiu, acesta ar fi fost prelungit, că așa a decis conducerea primăriei, că poate fi prelungit printr-o hotărâre de Consiliu Local. În mod normal ar fi trebuit să fie obținut un aviz de la Ministerul Dezvoltării, că așa cere procedura, dar este greu de citit și procedura. S-au trezit de la primăria Târgu Jiu că ar trebui să întrebe Ministerul Dezvoltării dacă ar putea primi un aviz după ce au zis că l-au prelungit prin HCL. Evident că Ministrul Dezvoltării le-a dat un răspuns, zic eu, corect, că nu emit avize retroactive. Solicitarea către Ministerul Dezvoltării a făcut-o primăria Târgu Jiu în data de 9 februarie 2024. Deci le-a trebuit câteva luni, adică de la final de octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, 3 luni și ceva, să își dea seama că au făcut o prelungire fără avizul Ministerului Dezvoltării, adică cumva nulă. Așa consider că este nulă, adică ce a spus dumneavoastră, nu? Ce a spus că de fapt nu avem în acest moment plan urbanistic general. Cum ne putem permite ca un municipiu, ca un oraș de ședință de județ să se afle aruncat într-o asemenea situație, știind că un plan urbanistic general cumva conturează liniile de dezvoltare ale unui oraș. Numai așa putem să prezentăm tuturor dacă există oportunități, astfel încât să atragem investitorii aceia pe care îi tot clamăm, îi tot, nu știu, invităm la Târgu Jiu și ei nu apar nici după linia orizontului, să facem ceva, adică nici nu știm că trebuie să dezvoltăm orașul, că unii zbun că vor să dezvolte județul. Păi dacă nu dezvoltăm municipiul, care este motorul, inima județului, despre ce să vorbim noi despre planul urbanistic general, nu știu, într-o comună de la marginea județului, domnule Cosmin Țărvuloiu? Da, vă mulțumesc că ați pus în discuție această problematică. Da, așa este, în luna octombrie anului trecut. Nu știu, consilierii locali chiar nu se documentează. Ce votează? Cum ridicați mâna, domnilor consilieri? În luna octombrie s-a dat o hotărâre de Consiliul Local prin care se prelungește valabilitatea, prelungire la prelungire, se prelungește planul urbanistic general până în anul 2026, dacă nu greșesc.
3 ani, așa, o prelungire de 3 ani. Și a fost această hotărâre. Însă, ce nu au făcut dumnealor și ar fi trebuit să facă, și probabil răspunsul de la minister asta face referire, până la 31 decembrie, atât cât era valabil planul urbanistic general, ar fi trebuit să transmită Ministerului Dezvoltării, MDR Apoiului, această solicitare. Și dumnealor să-și dea. Însă, primăria Târgu Jiu nu a făcut-o. Și a obținut la sertar această hotărâre. După ce în spațiu public și domnul Victor Banța și domnul Iulian Popescu au pus în discuție această problemă și faptul că e o problemă gravă, lor au găsit de cuvință că ar putea să facă lucrul acesta și de altfel au și făcut-o, dar în luna februarie. Să ceară un fel de aprobare după ce au săvârșit o faptă. O aprobare de prelungire a public, lucru ce ar fi trebuit să fie făcut ca un deadline. Există juriști la primărie, nu există niște juriști, adică se uită pe hotărâre de consiliu local pe text. Da. Și să fi întrebat cum se procedează cu prelungirea asta la prelungire, adică dacă există o procedură specială să o studieze. Acum, nu știu, așteptăm și noi și campania electorală, domnule Cosmin Țârvuloiu, să vedem cum vom scoate castanele din foc privind planul urbanistic general, cine, ce și cum își va propune să rezolve această problemă uriașă a orașului Târgu Jiu. Știu că s-a lansat cumva, s-a amintit că domnul Iulian Popescu este aruncat în lupta pentru primăria Târgu Jiu din partea Partidului Național Liberal. Da. Ați discutat cu domnia sa că mergeți împreună în fiecare seară. Există variante să facem ceva, să avem și noi pug la Târgu Jiu? Bineînțeles că există. Dacă ai dorință, dacă ai aplecare asupra unor probleme stringente pe care le are municipiul, pentru că de aici putem vorbi, se stagnează dezvoltarea municipiului Târgu Jiu. Din cauza acestui nu pot veni investitori, nu avem orizonturi, nu avem norme de aplicare prin care se spune clar acest PUC și acest regulament de urbanism, regulament general de urbanism, se spune clar. Sunt restricții, permisivități cu privire la anumite aspecte. Avantajează noi în momentul faptul, de față, domnule Cosmin Țârvuloiu, avantajează pe cineva faptul că noi suntem cumva în aer cu acest plan urbanistic general? Adică este un haos. Adică nici nu există, nici nu respectăm, că dacă nu există ce să respectăm, nu? Că un plan urbanistic general trebuie respectat, nu? De toată lumea. Sigur că da. De aici putem vedea cu toții și dumneavoastră și cu ori. Adică putem construi oriunde, oricum, oricând. Absolut. Vedem în anomalii de genul blocuri pe calea eroilor, da? Vedem vedem blocuri printre case, vedem funcțiuni amestecate, respectiv de depozite, case de locuit, nu se mai poate. Și da, poate să rezolva și problemele suprapunerilor de teren. Eu știu că în Târgu Jiu au existat de-a lungul vremii. Asta este o altă problemă care poate fi tratată în altă discuție și din altă perspectivă, în sensul că aici este o problemă a colegilor mei care în trecut, nefiind o aparatură performantă și se creează aceste suprapuneri. Însă lucrurile acestea s-au cam rezolvat și nu ar mai fi o problemă. Dar revenind la PUG, într-adevăr, avantajează pe mai mulți oameni. Și poate fi un factor care ne stagnează în dezvoltarea noastră. Pe dumneavoastră, pe inginerii topografi, v-ar ajuta un plan urbanistic general? Toată lumea. Acum care ar fi avantaj? Vorbim de cetățeni, în primul rând. Cetățeanul. De cetățeni, că în breasla noastră e adevărat. Suntem câțiva, dar vorbim de interesul cetățeanului aici. Pentru că în orice moment, având un plan urbanistic general, omul va ști ce poate construi acolo, pe ce procent de ocupare. În momentul de față, de aceea s-a ajuns la un amalgam, un amestec.
de funcțiuni. Și procentul acesta poate să difere de la un pug la alt pug? Nu, procentul acesta poate... Este o regulă. Da, procentul acesta diferă... Construcția să fie cumva 40% sau din valoare din da, suprafața terenului? Da, intrăm într-o discuție tehnică și n-aș vrea să plictisesc. Da, diferă de la UTR la UTR. În fiecare UTR e aplicabil 1% de ocupare. Dar primăria Târgu Jiu se cam joacă cu aceste procente de ocupare și le interpretează cum consideră dumneavoastră. De fapt, nu cum consideră dumneavoastră. La serviciul de urbanism? Doar cu numele de arhitect, specialist în arhitectură, nu este la cadrul primării municipiului de Târgu Jiu, da. Tocmai de aceea, din neștiință. Din neștiință se întâmplă lucrurile acestea. Dar putea fi angajat. Organizat un concurs? S-a încercat o organizare sau mai degrabă s-a mimat un concurs. Însă nu... Asta se și dorește, probabil. Asta se și dorește. Știu că v-ați aplicat foarte mult și asupra, nu știu, aspectului parcului de la Narcise. Dacă respectă acesta toate regulile de urbanism pe care le conferă legile actuale în România. Se promite acolo și un cartier cu vreo 600 de unități locative. Acum să dacă mai rămân mulți tineri în Târgu Jiu să ocupe locuințele acelea, să nu ne trezim precum alte localități cu blocuri care nu sunt locuite de persoane. Da. Cu privire la parcul din Narcise, acesta a fost... Parcul în sine a fost terminat, nu știu dacă a fost și recepționat, cred că a fost și recepționat. Acel parc face parte dintr-o zonă studiată în cadrul unui plan urbanistic zonal care a fost în dezbatere publică în anul, cred că 2016. Da, 2016. Și ce înseamnă dezbatere publică? El se afișează și se spune se spune ce se va face acolo. Da? Zonă de agrement, parc, construcție, terenuri sportive, construcții, locuințe colective și așa mai departe. Bineînțeles că lumea a luat act de faptul că acolo va fi un parc, vor fi 10 blocuri de pe plus 7. Da? M-a luat act. Nu au fost contestați. Bun. Acum primăria municipiului Târgu Jiu și cred că toată lumea știe, nu trebuie să mai spun și eu, așa cum a spus și dumneavoastră, cele 600 de blocuri, 600 de locuințe, da, în 100 de blocuri. Păi, noi am avut dezbatere publică pentru câte blocuri? Da? Deci între timp, acest plan urbanistic zonal nu a avut o completare cu ceea ce prezintă în momentul de față primăria municipiului Târgu Jiu. Adică schimbăm de aici. Desenele de aici. De azi. Purtăm o discuție pe mâine cu privire la gradul de ocupare al construcțiilor, că una vorbim de 10 blocuri, da? De pe plus 7. Ocupă mai puțin teren? Pe și când acelea multe ocupă mai mult teren. Și aici vorbim de 100 de blocuri. Care dumnealor le așează pe hârtie, fără a avea o noțiune sau un criteriu prin care să discearnă cum va fi acolo, cum se va dezvolta din punct de vedere urbanistic, cum accesele pietonale, accesele auto, o să fim într-un cartier chinezesc? Infrastructura trebuie să fie conturată. Și în felul acesta, de obicei, infrastructura se face prima dată și după aceea locuințele, acolo, știu că așa este cumva o regulă. Din întâmplare, locuiesc în zonă. Și cunosc foarte bine ceea ce se întâmplă acolo. În sensul că acea canalizare pe care a făcut-o primăria Târgu Jiu este subdimensionată în momentul de față pentru locatarii care sunt acum.
respectiv câteva blocuri anele și locuințe individuale. Niște case, da. Bun. Ce se va face în momentul în care vor fi 100 de blocuri? Exact cum a spus și dumneavoastră, lucrul acesta ar fi trebuit rezolvat mai întâi infrastructura, după care să plantezi cele 100 de blocuri. Și din câte înțeleg eu, primele blocuri, cel puțin în spațiu public, primarul Marcel Romanescu spunea că primul bloc sau primele două blocuri vor fi gata în anul 2024, următoarele până în 2026. Pe care de consecință mă întreb și eu așa, dacă faci două blocuri într-un an, dacă aplicăm regula de trei simple, cam în cât timp poți să faci tu 100? Deci în câteva mandate. În câteva mandate, domnule, da. Cosmin Țărvuloiu. Da, sunt multe aspecte de discutat. Ne-ar trebui încă o întâlnire. Și să acordăm un spațiu suficient de mare pentru a dezbate acest lucru. Aceste puzuri, mi se pare că ele cumva țin locul planului urbanistic general. Adică da, sunt niște propuneri da, și da. Facem așa să amici... Să nu mai vorbim de faptul că aceste puzuri au întârzieri foarte mari. Foarte mari și fie dezvoltatorii imobiliari, fie cei care doresc să intre în... să-și construiască o casă și vor să facă un post, ajung să stea mai bine de să pierdă mult timp. Deci existența unui PUG, da. Da, așa cum trebuie, ar înlătura toate aceste puzuri care apar Absolut. Așa peste noapte, oricine cere un PUG, se solicită un certificat de urbanism, da, pentru informare, să spunem. Pentru un simplu click, te duci pe zona respectivă, ai dat click, ți-a dat informația de care ai nevoie respectiv, îți poate și ieși certificatul de urbanism imediat. Și știi, fără doar și poate, că acolo chiar așa este. E verificabil. Ori, în momentul de față, am fost la primărie nu de mult și acest plan urbanistic general este prezentat pe un perete, da? Nu știu dacă în format digital sau dacă se pricep să îl citească în format digital. Și după bunul lor plac, spun procentul de ocupare. Că e 35, că e 40, la ei nu prea e distinția. Da. Va fi o problemă pentru viitorul primar din Târgu Jiu să ne scoată din ceața aceasta. Da, e o provocare pe care... Provocarea aceasta, avem atâtea mandate, atâția ani de zile și nu mai rezolvăm, deci chiar că e o provocare pe care a avut-o primarul Romanescu Marcel. De 7 ani de zile. O provocare la care dumnealui a avut un... Da, mai bine de nimic și a spus că există o firmă care lucrează și a venit, mă rog, cu propunerea respectivă la OCPI, asta și pe acolo, iar s-a plecat cu propunerea de la firma respectivă. Ba, expira nu știu ce, ba, reluăm nu știu ce. Și acum este reziliat și suntem exact în fază zero. Facem și banii aceia pe care i-a cheltuit. Nu vă pot răspunde la această întrebare, nu știu. Pentru ce s-a făcut de către firma respectivă, a cui o fi fost firma, cum a fost selectată firma, deci nu există așa ceva. Da, și astea sunt niște cetățenii, care probabil vor fi... Noi cetățenii, plătim niște bani să se facă niște studii, precum și acest plan urbanistic general, niște o propunere care trece prin mai multe filtre și zice, mai asta este. Da? În momentul de față, așa cum au decurs lucrurile... Am zis că acea firmă a făcut niște întârzieri, a tot întârziat, a tot nu știu ce. E cum? Din când ce... și-a luat banii primăria Târgu Jiu când a plătit? A plătit, nu, n-a întârziat cu banii. De la lună la lună, lipsa acestui PUG îngreunează și mai mult elaborarea lui. Pentru că... Să-l facă aproape de nescris se dezvoltă funcțiuni amestecate. De neconceput. În momentul... Deci, la momentul în care vorbim, se eliberează autorizații, da? Neavând o zonă industrială bine conturată și știind clar, aici se vor dezvolta, e o zonă industrială, putem elibera autorizații pentru zonă. Zona industrială trebuie să fie în afara orașului, domnule Cosmin Țărvuloiu. Da. Ca să nu avem poluare, să nu avem, eu știu, flux uriaș de... Investitorii... Și trafic. Le trebuie clar un cadru juridic
în care ei să știe exact ce au de făcut acolo. Dacă la noi s-au făcut blocuri, pe urmă, într-o zonă industrială, s-au făcut case într-o zonă industrială, de aceea vă spun că e din ce în ce mai greu să faci un rug. Pentru că tu l-ai prelungit de atâta timp. Dacă se făcea lucrul acesta, așa cum promisese în primul mandat, în primul an, lucrurile nu mai ajungeau să se denatureze în felul acesta. Nu avem explicații deocamdată. Poate le primim de la Primăria Municipiului Târgu Jiu, dacă un reprezentant dorește să intre în direct specialist pe această problemă, chiar de la Serviciul de Urbanism, este binevenit la emisiunea Azi în Curs, sau chiar domnul primar Marcel Romanescu este așteptat și poate o confirmare, ne spune un punct de vedere. O confruntare cu prezență fizică. Cel mai... Au fost candidații de prezență. Să știți că în Gorj cu dezbaterea mai greu, doar atât se reușește să prezentăm candidații. La dezbatere nu fac față, e greu. E greu un examen cu mai mulți candidați așa în același timp, știți? Adică fiecare ne scriem lucrarea pe rând. Pe rând dăm testul, pe rând îl prezentăm, pe rând este mai luăm și așa. Calificativul. Da, este mai bine. Așa este. Numai că alegătorii nu cred că vor mai fi foarte ușor de păcălit în 9 iunie. Ce așteptări aveți de la data aceasta de 9 iunie 2024? Să vă zic cum văd lucrurile după 2 săptămâni de precampanie în stradă. Ce electoratul, vă spun oamenii? Că mergeți în fiecare electoratul, zi. Electoratul în momentul de față, electoratul din Gorj, electoratul din Târgu Jiu, că aici mă raportez, pentru că în Târgu Jiu ies. S-a educat. Oamenii disting. Oamenii nu... Adică adevărul de minciună. Da. Sau faptele oamenii, de vorbă. Culmea, oamenii nu au așteptări foarte mari. Nu vă vine să credeți. Înseamnă că sunt dezamăriți. Nu au așteptări mari. Domnule Cosmin Țărbuloiu. Își doresc lucruri simple. Își doresc lucruri simple. Însă sunt foarte dezamăgiți de tot ceea ce s-a întâmplat în administrația publică locală în ultimii ani. Foarte dezamăgiți. E un fel de blazare. Ce acuză și ce își doresc? Toată lumea, absolut toți cei cu care am vorbit, vor schimbare. Vor schimbare. Schimbarea primarului sau schimbarea mentalității? Firesc, sau schimbarea organizării? Sau... Și a mentalității și a primarului, bineînțeles. Vor schimbare. La cum? Toată lumea vrea schimbare. Și, bun, i-am întrebat, conturați această schimbare? Cum o doriți? Pentru că administrația publică locală vorbim de cetățean. Că nu o face un singur om. O face pentru cetățeni. O face să le fie util cetățenilor. Da? Ce, adică trebuie să fie în permanență un dialog. Și dacă acest dialog nu-l face, este surd. Sau n-au ținut administrațiile publice locale prea mult cont de părerea oamenilor. Dialogul, dacă este numai în cadrul celor care coordonează, care conduc primăria și nu este implicat cetățeanul, nu știi ce își doresc. Poate că pe ei nu interesează, eu știu, parcurile. Sau nu. Trebuie să intre pe ei. Și atunci? Și la ce ne așteptăm în data de 9 iunie? De prezență la vot? Da. De exprimarea votului? Eu consider că o să fie o prezență mare la vot. Cam cât? În 2020 am avut undeva la 30%. Dacă se dublează, vom avea 60%? Mai lăsați-mă puțin să văd. Să parcurg toate cartierele. Și vă voi spune. Cred că va fi o prezență mare la vot. Lumea să își îndrepte votul către cine consideră că a fost sau că cel care a prezentat cel mai bine soluțiile la problemele dumnealor. La un program solid pentru municipiul Târgu Jiu și, în primul rând, să fie sinceri. Asta vrea lumea.
sinceritate. Nu mai vor promisiuni mari, că știu da, cum se îndeplinesc. Nu, da. Trebuie să demonstrezi pe urmă. Dacă ești sincer cu omul și dacă sunt multe probleme pe care ți le aduc în discuție, care nu țin de primărie. Și au o manieră de... Nu mi-a făcut prima... Nu. Și dacă va fi actual primar, nu se poate rezolva problema asta, pentru că nu ține de primărie. Și oamenii apreciază că tu îi dai un răspuns sincer. Pertinent. Da, sincer, nu îi dai dreptate lui. Dar omul îți apreciază sinceritatea. Da, veniți cu argumente. Da, da. Deci prezența va fi, spuneți dumneavoastră, considerată așa cred data eu. De, da, da, data da, de 9 iunie. A fost la o conferință de presă organizat domnul Iulian Popescu chiar ieri în cartierul Slobozia, în proximitatea gropii de gunoi, o celulă acolo importantă pentru groapa de gunoi, și am înțeles că a promis, dacă va fi în topul preferințelor alegătorilor, că nu vom mai avea acea groapă da, de gunoi, adică vom scăpa de miros, de neplăceri, da, și vom avea un aer mai sănătos la Târgu Jiu, fără da, a fi poluat. Știm cu toții că fostul prefect Iulian Popescu, acum candidat la primăria municipiului Târgu Jiu, a avut amarjat în permanență de tot ceea ce înseamnă igiena și gunoaiele din Târgu Jiu. Că vorbim aici de groapa de gunoi, că vorbim de stația de sortare mecanobiologică, că vorbim de gropile clandestine, care, ați văzut bine, era demascat. Da, a fost o conferință de presă duminică în cartierul Slobozia, în care au participat un număr destul de mare de cetățeni de acolo, nemulțumiți și militanți pentru... Au fost proteste da, ale da, oamenilor da, din zonă. Deci ce n-au făcut acei oameni ca să aibă un aer mai curat? Că au făcut niște case frumoase, am văzut și eu în zona respectivă. Oamenii chiar sunt gospodari și s-au implicat. Agenția Națională de Mediu a avut un control. A purtat un control la groapa de gunoi. Control în urma căruia au reieșit nenumărate probleme ce le-au semnalat acolo, au fost și amendați cu, cred că cu 140.000 de lei, deci undeva la 1.400.000 de milioane. Acolo erau puțuri, pe celula 1, știu că erau 9 puțuri de captare de gaz de depozit, pe celula 2, 11, și pe celula 2, cred, 4 dintre aceste puțuri nu erau captate la... Asta de unde? De acolo denotă și mirosul. Mirosurile. Nu se mai respectă niște parametri. Nu se respectă niște parametri, da, domnule. Da, da. Țărvulor. Nu mai spunem de neconformitatea depozitelor de celulelor de depozit. Acolo, dacă în normativ ar fi fost 2500 de metri pătrați, în urma măsurătorilor care s-au făcut, spațiul de depozitare e de 4400. Deci vorbim de un spațiu aproape dublu. Nu mai vorbim de faptul că în groapa de gunoi ar fi trebuit un grad de compactare în groapa de gunoi să fie mult mai bun. Însă, nu știu să spun acum exact procentele care sunt, dar am impresia că erau 0,8 și ar fi trebuit 1,04, ceva de genul acesta. Deci foarte multe, acele filtre eco, ceva de genul, nu sunt în măsură să spun așa, acele filtre erau stricate și nu înregistrau cum ar fi trebuit să fie înregistrate. Au fost, știți că a fost deplasat aici. Cu măsurători și da, măsurători privind poluarea da, aerului la Târgu Jiu. Da. De atâtea ori s-au depășit, eu știu, cu noxele existente, da, zicem, limitele admise. Da, limitele admise conform laboratorului mobil care a fost adus cu la insistența la vremea aceea prefectul Iulian Popescu,
acel laborator a înregistrat în 6 rânduri depășiri de noxe. În 6 rânduri. N-a plătit nimeni nimic. Nu. Pe linia așa. Deci se pot întâmpla tot felul de lucruri. Și o să înregistrez. Și viața merge da. Mai departe. Deși nu este deloc corect. Ce alte probleme v-a mai semnalat oamenii? Sunt nemulțumiți, dar participă la alegeri. Da. Nemulțumirile vin legate de... Nemulțumiri, în primul rând, vin legate de locurile de parcare prost gestionate. Să vă enumer câteva. S-au înmulțit locurile de parcare, da. Dar tot avem trafic. De un plan al... să zic așa, al șantierilor care sunt prost gestionate și lipsite de viziune. Se începe asfaltarea, eu știu, canalul, apă și canal pe stradă, după care se asfaltează, după care se sesizează că se sparge iară. Pe urmă, asfaltează strada, da, asfaltează strada Victoria, acoperă canalele. Pe urmă, trebuie să le scoată canalele. Sunt lipsiți de viziune. Oamenii văd zilnic lucrul ăsta. Asta nu o spun eu. Nu vă spun eu dumneavoastră. Asta ne spun oamenii. Deci oamenii sunt conștienți și văd lucrurile acestea. Oamenii le văd. Eu nu știu cum nu le vede primăria. Ar fi trebuit să se centralizeze toți furnizorii de servicii. Absolut, așa se face. Toți furnizorii de servicii să se întâlnească pe o anumită zonă, da. Să vedem fiecare dacă au ceva de înlocuit, n-au ceva de înlocuit acum, au bani de investiții, n-au bani de investiții. Pentru că fiecare înseamnă că își face un buget de investiții în altă perioadă de timp față de un alt operator din acesta. Și da. Fiecare acționează în felul acesta. Strada Victoriei s-a terminat de curând de asfaltat, s-a și marcat. S-au făcut marcajele cu alb. Deci, prin urmare, se știe, marcajul cu alb înseamnă că s-a finalizat. Da? Am și o întrebare. Această asfaltare nu are un stratul de uzură. Covorul asfaltic nu prezintă stratul de uzură. Știm foarte bine, se toarnă asfalt, după care ultimul strat e un strat de uzură. E inexistent. Poate urmează peste o săptămână, păi, două, trei. Prin urmare, îmi pun întrebarea, oare mai are de gând și mai dăm primăria atunci, să mai cu, facă alte investiții cu vopsea în zonă respectiv, canal, apă? Nu știu. Nu știm foarte multe, domnule Cosmine Țărvuloiu, dar ceva trebuie să se întâmple în data de 9 iunie în toată România. Da. Să facem ceva mai bine acum, să știu, oamenii să aleagă profesioniști sau, mă rog, oameni foarte, foarte hotărâți și dumneavoastră ați intrat în politică de circa un an de zile și mă gândesc că aveți așa o evaluare personală cam cum ar trebui să fie propuși oamenii pentru anumite funcții, care ar fi criteriile cele mai solide, pentru că noi vedem în politică că azi ești la un partid sau ani de zile ești la un partid, pleci de la acel partid la o altă formațiune politică și ești chiar brusc, deodată, în fruntea listei. Adică, da. Față de colegii noului partid în care ai intrat, mi se pare că ai urcat prea repede treptele acestea ale afirmării. Mă, nu știu, dar trebuie să țină cont de vechime, de activitatea într-un partid. Nu numai de lipit afișe, că acum este așa un spor național. Vedeți, acum toți apar, lipesc. Nu. Acum nu mai e vorba de lipit afișe. Acum este vorba de postaci. Deci se înlocuiește... Rețele de socializare. Da, deci acolo este lupta. Da. Și de comentarii răutăcioase. A, și comentariile. Da, da. Au treabă, n-au treabă, dar dacă aruncă un comentariu... Exact. Da. Ce negativ, să zic? Cum mi-a spus întrebarea, cum ar trebui propuși? Că nu... Așteptăm ca partidele să-și contureze listele, avem prea puține liste conturate sau de pe meritocrație, așa ar trebui făcute, adică cel puțin la noi așa funcționează. Ca Partidul Național Liberal. Fiecare... Deci tot evaluați că încă n-ați anunțat. Nu. Nici la Consiliul Județean lista, nici la consiliile locale. Se face o evaluare a fiecăruia, a activității, a competențelor, a, mai știu eu ce,
tot ceea ce a însemnat sau și la momentul de mai față. Mai sunt oameni noi trecut, alături de dumneavoastră? Sigur că da. Adică dacă dumneavoastră sunteți nou în politică și n-ați mai făcut activitate sunt colegi, politică la o altă formațiune. Sunt colegi noi. Care deci dumneavoastră nu v-ați plimbat de la niciun partid, că abia ați intrat doar într-un singur partid. Nu am aveți istorie. Aveți de gând, domnule Corvin Țârvuloiu? Nu. Nu aveți de gând. Deci doar într-un singur partid ați intrat? Nu există decât Practică 3 zile la un partid, 7 zile la altul, după aceea... În momentul în care eu nu o să mai fiu, membru? Nu membru, că membru o să fiu în permanență. Deci nu plecați în Partidul Național Liberal, deci sunteți prea hotărât. În momentul în care nu pot să mai aduc aportul sau o să fie alți colegi care sunt mult mai bine pregătiți, o să fac un pas în spate, doi pași în spate, nu e niciun fel de problemă, dar o să rămân liberal și o să rămân membru al Partidului Național Liberal. Indiferent. Și martor poate pot fi. Deci este bună această fidelitate în partid, domnule Țârvuloiu? Da, sigur. La alte persoane n-am întâlnit-o, adică au câștigat mandate de primar la un partid, iar după aceea deodată nu s-au mai regăsit în partid și au plecat mulți, viceprimari, consilieri. Deodată, așa, pur și simplu s-au supărat și au plecat. Să știți că traseismul ăsta... Tocmai în partidele pe care le criticau foarte tare, adică le doreau inexistența, ca să spun așa. Traseismul acesta, să nu credem noi că nu va fi penalizat. Vă repet, cum am început la deschidere, electoratul la noi a început să fie un electorat educat și critic. O să vedeți. Deci crește masa critică. Da. Cu cât crește masa critică, cu atât vom avea parte de o schimbare. Sunt și mai multe formații politice. Și mine unele sunt noi, să zicem. Da. Altele sunt vechi. Și cumva și alegătorul are o misiune foarte grea de orientare, zic eu, dificilă. Să cântărească foarte, foarte bine, pentru că, mă rog, urmează o perioadă de încă 4 ani și vrem să avem un viitor mai bun. Și în Târgu Jiu, și în Gorj, și în toate localitățile care compun acest județ. Domnule Cosmin Țârvuloiu, suntem și într-un context foarte dificil pe plan internațional, se tot vorbește de război, sunt o felul de exerciții, de simulări, de apărare. Să știți că oamenii de rând cred că se mai tem de ceva. Să nu intrăm cumva în război. Pentru că România sau oamenii, cei mai mulți și din discuțiile mele, își doresc neutralitate. Da, e adevărat, adică ce spuneți, vedeți? Românii nu vor să fie târâți într-un război. Oamenii au devenit ca și noi toți, de altfel. Am suportat destul. Și noi suntem la fel. Consecințele războaielor mondiale. Trecem prin, am trecut, oamenii sunt slăbiți de și psihic și am trecut printr-o pandemie, după care, cel puțin aici la noi, prin niște multe cutremure. Așa au venit și cutremure care ne-au scuturat, pandemia ne-a debusolat. După care a venit și acest război de la graniță, care provoacă temeri. Un război extins. Este o criză și economică. Oamenii cât să mai fie și cât să mai poată duce. Avem un comentariu, domnule Cosmin Țârvuloiu, referitor că am vorbit ceva mai devreme despre dezbateri, da. Că nu prea își doresc partidele să trimită reprezentanți într-o confruntare, într-o dezbatere. Ne spune un domn că PSD-ii fug de confruntări pentru că nu au argumente să justifice promisiunile făcute cetățenilor. Au mințit și oamenii vor fapte, nu vorbe deșarte. Da. Acum, știți cum este? Clasa politică a înaintat, indiferent de partid, fiecare promisiune la rândul ei. Da. La fiecare este campanie adevărat. Electorală. Este adică adevărat. Foarte. Să nu spunem că doar o singură formațiune politică. Da, da. Poate că, mă rog, candidații ar trebui să schimbe, cum spuneam, noastră optică, adică să fie mai realiști în alcătuirea unui program. Da. Acest lucru vă spun. Să anunțe doar ca intenție, dar nu ca și realizare certă. Da. Pentru că nici n-ai de unde să știi dacă n-ai lucrat în administrație, cam care sunt pașii de urmat, dificultățile, provocările care apar pe parcurs. Dar niște idei, adică o viziune,
ar trebui să ai, cam cum ar trebui să fie orașul. Și după aceea vedem ce se poate, cât se poate, cu ce se poate și dacă într-un anume perioadă de timp. Am văzut centura, nici acum nu avem. Nu avem centură, da. Înțeles că sunt și probleme cu astea, cu ieșirile, cu intrările, nu mă pricep eu la... Nu să sunteți inginer topograf. Da. Sunt, adică, intrările astea de pe lateral, da, nu știu... Da, descărcările de pe șoseaua de centură nu sunt... Dacă ea a fost gândită atunci când municipiul Târgu Jiu avea alte nevoi sau alt număr de numărul ce se face pe transportul de mărfuri, acum ne raportăm la alte nevoi. Descărcările din șoseaua de centură sunt insuficiente. Lucrul acesta se poate remedia dar sigur, cu alt buget, cu alte bugete, cu alte sume, cu... Da, da. Deci am semnalat de cineva varianta ocolitoare Târgu Jiu, lipsa acces în punctele Botorogi, da. Bucureasa, Ana Ipătescu, Preajba, drumul județene, în schimb, au putut face acces către și dinspre câmp pe tronsonul Bârsești-Drăgusești. Da. În zonă e și sens giratoriu. Eu nu înțeleg. Adică facem așa, un fel de... Da, este bine, privitorul noastră bine a punctat aceste puncte. E adevărat și le recunosc și eu din descriere că sunt cum le spune dumnealui. Da, sunt. Punctele de descărcare sunt insuficiente. Și unele dintre ele sunt... Mai facem încă un studiu de fezabilitate, mai facem încă niște proiecte, da. Mai durează da. Încă niște zeci de ani. Că din 2016 trebuia finalizată această centură ocolitoare a da. Municipiului Târgu Jiu. Suntem în 2024, deci au mai trecut încă 8 ani de la finalizarea așteptată și mult, mult trâmbițată. Și încă nu avem o dată certă când va fi gata această investiție. Nimeni nu se mai hazardează să spună, domnule, în anul cu tare vom inaugura așa cu fas, cum suntem noi obișnuiți aici la Gorj, să ne lăudăm cu lucrurile acestea. Un mesaj, domnule Cosmin Țârfuloiu, la finalul discuției în această seară la emisiunea Azi în Gorj, pentru cei care ne urmăresc, ne vor putea urmări în continuare, pentru că există emisiunea pe pagina de Facebook Târgu Jiu TV și poate fi vizionată când cei care sunt interesați au timp, pentru că știm că timpul în ziua de astăzi este o resursă importantă și fiecare suntem foarte, foarte ocupați. Dar găsim timp pentru a ne face o părere și asculta o emisiune. Da. Ca de final, ce să spun, că mulțumesc tuturor celor care ne primesc foarte bine la domniilor lor în cartiere și le spun doar atât, să vină la vot și să voteze cu cine consideră dumnealor, dar să vină în număr cât mai mare la vot. Nu-i îndrept spre candidatul nostru, dar să o fac. Fiind în număr foarte mare la vot, putem să avea o reprezentare clară a dorinței cetățeanului. Deci lumea așa veți ști ce își doresc cetățeanul. Da, da. Dacă vin la vot, pentru că au acest drept în data de 9 iunie să participe la alegerile locale și europarlamentare. Vă mulțumesc, domnule Cosmin Țârfuloiu, pentru participarea la emisiunea Azi în Gorj și aici la Târgu Jiu TV, doamnelor și domnilor. Căutăm și spunem adevărul, pentru că acesta unește oamenii buni. Vă mulțumesc și eu.